Smile, baby. Doar sunt două săptămâni undeva de când o parte care au reușit să depună cererile au primit, doar 14 persoane au primit careva indemnizații și atunci au auzit și ceilalți și când s-au adresat au zis că comisia nu mai lucrează și ea nu s-a ocupat de identificarea persoanelor, adică guvernul nici nu a încercat să identifice persoanele, să fie cumva persoanele anunțate, ca ele să depună toate actele care le dețin, să demonstreze că ei au suferit după acele evenimente. Doamna Cuștie, cum îți vota? Voi vota, desigur, pentru mine, că eu sunt candidat independent și am demonstrat cetățenilor că sunt capabilă și am toate posibilitățile, am activat în calitate de deputat. Și un punct principal în programul meu sunt problemele tinerilor prin prisma evenimentelor din aprilie și că voi duce până la capăt. Chiar am obținut acum recent ca procuratura să reia examinarea unor cereri de mele depuse încă din aprilie 2009 și cu referire la ceea ce s-a prădat din acele clădiri, fiindcă ele ulterior au fost prădate și nimeni nu vrea să se ocupe. Hoții lucrează, bine mersi, în acele clădiri și acum așteaptă să votează șefii comuniști din nou. Vă mulțumim și noi! Guvernul, unde sunteți? Veniți să vorbiți cu noi! Unde-i dreptatea promisă? Tinerii vor desfăgubiri, tinerii merită desfăgubiri! După ce am fost urmărit de data din nou de colaborator de poliție până la locul de la spital numărul 1 în calitate de medician. Acolo am fost bătut picioare de acasă mașinii ca comisarul general de poliție. Pe urmă judecat la 5 zile de arest, spunându-mi se că eu am participat la 7 aprilie, am distrus clădirile și așa mai departe. Am stat acele 5 zile închis, după aceea m-am adresat la judecat, am depus toate actele. La ce etapă este la judecat? La ce etapă? Către ce? Cu polițiștii care m-au făcut. Ce era? Eu cer să fiu despăgubit. Mi s-au promis oarecare despăgubiri la care am auzit la televizor, însă când m-am adresat, mi s-a spus că este târziu și că trebuia până la oarecare dată să depun în cerere și acum... În ce despăgubiri? Mergea vorba despre despăgubiri și la cei care au avut despăgubiri s-ar trebui. Adică au fost maltratat, dar tot. Ce
ce tip de descoperire? Material? Eu nu vreau până când nimic, eu măcar cât o să pot iei de cuvinte să dă, pentru familia mea asta este prăvit la gază cu copil de 3 ani, este să și în două primii la scor, ce vârstă ai tu și ce vârstă ai tu? 36 de ani, sunt în mă rog. Merită, în orice caz, unul din tot rău, trebuie să aveți un rău care mai puțin e rău. Și am să vă trebuie în orice caz, în orice caz, calea pro-Ierodana, trebuie să mulțumim. Chiar dacă au făcut multe promisiuni și nu le-au... Chiar dacă, da. Înapoi nu vreau să mă întâlnesc. Nu se simt foarte important astăzi, e să nu câtuși mai dat că va fi interpretat cu viza electorală? Nu, eu anterior am auzit de discuții la tot aceeași am cerut și așa, care nu mă dat cu electorală și cu aici. Sunt solidar cu cei care protestează și cer să îi descogubiți în dosarul 7 aprilie, deoarece guvernul a promis bani să îi remunereze, dar până acum nu au fost descogubiți nimeni. De aceea credem că cei care au ieșit atunci în stradă, au fost maltratați și bătuți, au dreptul să fie remunerați din partea statului. Nu are doamna voce. Trebuie megafon ei. Dar ea își face acum campanie electorală. Dar acum nu se va candidata în corect. Ba da! Zici că e în buletin și se votăm pentru ea. Demonstrat că e competentă. Dreptate! Asta doar în bine, spre binele electoralului.